Stimați prieteni, suntem la Solești și am plăcerea convorbirii cu o doamnă primar, una din cele cinci din județul Vaslui. Bine v-am găsit de bună vestire! Bine ați revenit pe teritoriul Comunei Solești într-o sfântă zi de sărbătoare. Doamnă primar, atât cât ne cunoaștem noi, nu putem să nu fim sinceri unul față de altul. Și atunci v-aș ruga să comentați o singură întrebare pentru un material pe care o să-l facem noi în Meridianul și în revistă. Aveți sentimentul stabilității ca primar după atâtea mandate? Adică vi se va recunoaște. Vi se vor recunoaște meritele, veți fi apreciat în continuare să ieșiți primar în alegerile care urmează? Din punctul meu de vedere, da, pentru că știu ce am făcut. Există experiența celor 4 mandate din spatele meu, care am demonstrat că politica mea sunt faptele. Mai concret, așa, faptele cam care ar fi? 1, 2, 3, 5? M-am ocupat de prioritar într-o comună este infrastructura, școlile care sunt baza, pentru că noi suntem trecători prin viață, iar cei care rămân în spatele nostru sunt copiii și de asta trebuie să ne ocupăm de educația lor. Ne-am ocupat Ați de... început cu infrastructura, să o detaliem un pic, socotit că am înțeles că ați pietruit mai toate străduțele din Solești și din sate. De pietruire au fost făcute încă din mandatul trecut, iar la acest moment am proiecte pe toate localitățile pentru asfaltare drumuri comunale. Pentru anul ăsta. Sunt în lucru. Anul trecut am asfaltat 2 km de drum pe un proiect Solești-Satu Nou finanțat de Guvernul României, iar în acest moment, când facem declarația, pe același program suntem în derularea proiectului, suntem în lucru pe drumul Șerbotești și Iaz. Deci nu vă trebuie decât căldură ca să-l încheiați, adică să vină primăvara. Sigur că da, dar la acest moment, pe infrastructura de drum se poate lucra. Doi, ați spus școlile. Școlile sunt în cele mai bune condiții. S-a făcut cumulul de școli din comună, le asigurăm un transport civilizat copiilor de acasă la școală, de la școală acasă, în cele mai bune condiții. Avem cadre calificate, este un lucru mare într-un mediu rural, să avem cadre calificate. Prin grija noastră, prin hotărârea Consiliului Local, am stabilit și le plătim naveta cadrelor didactice care se deplasează în teritoriu, pentru că până la urma urmei este meritul lor. Sunt cu trei degete sus. Care e al treilea? Puteți avea 7-8 realizări mari. Da. Una, infrastructura, doi, școlile, trei. Cultura, de care am Da, ați făcut. avut recent un festival la care noi n-am participat. Așa mai uită primare să ne invite, dar nu e nimic, noi știm A fost despre. făcut publică invitația și pe internet și pe site-ul primăriei, deci nu a fost cu rea intenție ca să nu participați la această activitate. Am reușit să facem un muzeu etnografic în localitatea Satu Nou. Sincer, am fost surprins, plăcut și impresionată de colaborarea dintre cetățenii comunei și cu noi autoritățile locale, din dorința de a strânge cele mai bune lucruri vechi, Reprezentative pentru un muzeu. reprezentative pentru comuna noastră și cu mândrie i-am invitat și pe ei să participe la această activitate și la rândul lor și ei au rămas impresionați cum le-am dat noi valoare acelor obiecte. Deci vă sprijin populație, clar. Populația, Știți sigur. să-i aduceți lângă dumneavoastră. Nu m-ar mira mandatul al cincilea, dar în sfârșit, nici cum nu mă mir. Mai vreți să mai spuneți ceva? În spiritul nu al declarațiilor de față, de fațadă, ca să zic așa, în spiritul profunzimii pentru ce ați făcut dumneavoastră în aceste mandate. Da, eu sunt mulțumită de activitatea desfășurată de mine, dar niciodată nu uit că acest raport de activitate al meu, 90% se datorează colaborării cu cetățenii și echipa mea de lucru de la primărie.